Și astăzi aflăm povestea unei femei care a scris istorie în tenisul românesc. Doamnelor și domnilor, Michi Buzărnescu. Bine ai venit și poftă bună! Michi chiar mănâncă! Eu prânzul în oraș, prânzul la emisiune pe unde e minunat! Noi ne bucurăm că tu te simți la noi ca acasă. Cu antrenamente, cu tot, ce să fac. Înțeleg că ai... bună clătita. Chiar da, au ieșit exact ce trebuie. Și ți-a prins bine, înțeleg că tu ai avut o zi plină până acum, te-ai trezit la ora 6.30, ai fost la pregătire fizică? Da. Câte ore te-ai antrenat astăzi? O, astăzi a fost îngăduitor și am făcut doar 2 ore și un pic de pregătire fizică, altfel stăm peste 3 ore la el acolo, la OVI. Păi și pe săptămână câte ore te antrenezi în total? Păi în fiecare zi fac pregătire fizică și sper în câteva zile, pentru că astăzi a fost prima oară când am alergat pe bandă și am alergat și la viteză mare, adică am făcut sprintul și nu m-a dur deloc lesna. Și cred că în câteva zile încep antrenamentele și atunci o să fie cam 5 ore pe zi de antrenamente în total. Ai reluat ușor, pentru că știm că ai avut o accidentare și n-a fost, adică n-a fost deloc plăcut. Nu, n-a fost deloc, deci doctorul meu a spus... N-am vrut să zic când ai venit fix a doua zi după accidentare, că de fapt era de gradul 3, nu era de gradul 2 ruptura, dar era atât de speriată și plângeai acolo în hote că nu am vrut să-ți mai spun, dar a fost... Din totdeauna m-am întrebat dacă sportivii sunt foarte, foarte, foarte speriați în astfel de momente sau sunteți cumva antrenați să gestionați mai ușor astfel de momente? Odată cu experiența accidentărilor în climele, eu deja am la... bor câteva operații și destule pauze, nu te mai sperii așa nu ușor. Te mai sperii atât de mult, dar ideea este că pentru mine era un moment foarte important să nu mă accidentez și a venit așa pe nepuse masa și din cauza asta am fost speriată, supărată, tristă și stările pe care le-am avut atunci au fost cum au fost din cauza asta, dar... Acum ești mai bine, nu? Acum sunt mai bine. Și alergă pe bandă, adică deci, e mare... 4 săptămâni s-au făcut astăzi de când m-am accidentat și e ok. Adică m-am recuperat foarte bine și repede. Ne bucurăm să auzim asta. Dacă ne-am întors așa puțin în trecut, eu chiar sunt curioasă, cum a început Michi povestea ta în tenis? Păi să-i mulțumesc tatălui meu. Tatăl tău a fost și antrenorul tău, nu? Da. Încă este. Acasă cu el mă antrenez. La turnee plec cu o fostă jucătoare. Dar datorită lui am început acest sport. El și-a conceput că dacă o să fiu fată, o să fac tenis, dacă o să fiu băiat, o să fie la fotbal. Și și-a dorit foarte mult să practic acest sport. Deci dacă nu era el, nu puteam practica, sincer, fiindcă e un sport extrem de scump, extrem de complicat, sacrificii multe și... Tatăl tău a fost un antrenor exigent? Nu. Nu? Nu, chiar a fost un antrenor maleabil, aș spune, și foarte înțelegător. Și cum crezi că e mai bine? Să fie maleabil sau să fie exigent? Pentru mine funcționează când ești mai maleabil. Adică, ok, aș tu să-mi spună, dacă vrei performanță, trebuie să faci sacrificiile astea, vrei să le faci ok. Dacă nu punem racheta în cui și te duci să faci și tu ce fac și ceilalți copii la vârsta aceea și am înțeles. Dar așa n-a fost strict. Nu a fost bine. Chiar să te bucuri și de copilărie. Ce sacrificii trebuie să faci? Nu am avut copilărie. Adică nu e că, că m-a lăsat sau nu m-a lăsat. N-am avut că a trebuit să-mi o sacrific. Încă de mică mă lua de la grădiniță și mergeam direct la antrenamente. La 3 ani jumate am început și mergeam la antrenamente de atunci. Și după aia, pe la 11 ani am început să plec la concursuri. Adică te antrenai zilnic? De ce te întreb? Pentru că și eu am dat-o pe fetița mea la tenis și o duc zilnic. Haide, ar trebui, nu? Da. De la 3 ani jumate, Michi, de la 3 ani jumate. Da, de la 3 ani jumate am început serios. Wow, mi se pare fabulos. Unii copii încep mai târziu, dar fiindcă tatăl meu juca tenis, părinții mei s-au cunoscut pe terenul de tenis și atunci automat mergeam de pe când era mama însărcinată, eu mergeam cu ei, cum ar veni. Atunci... Spune-ne totuși ce sacrificii ai fost nevoită să faci pentru cariera sportivă. Multe, în special viața personală foarte redusă, ieșiri în oraș minime, aș spune. Mi-amintesc cred că nici la BAC nu am mers la petrecerea de BAC, deci nu am fost în țară. Mm-hmm. Am fost la capacitate și în rest nu prea ieșeam, adică am început să mai ies, să zic, în cluburi când mai veneam din turnee, așa, de curând, în ultimii ani, când, să zic, am căpătat experiență și puteam să-mi permit să mai ies puțin, dar sacrificiile astea sunt, pentru că n-ai copilărie, deci foarte puțin timp de joacă. Spre norocul meu am fost genul de copil care a vrut să facă și școală și sport în același timp și mi-am urmat cursurile până la capăt, adică până și doctoratul am terminat,
pentru că, mă rog, din cauza accidentărilor, credeam că nu o să mai pot să joc tenis și am zis că mă va ajuta la CV. Și, în general, dacă vrei să faci o performanță în sport sau în orice domeniu, chiar trebuie să faci sacrificii. Și eu le-am făcut și m-am ținut și nu le-am regretat. Am spus că trebuie să le fac dacă vreau să cred că pot să ajung sus. Altfel, nu ai cum, că pierzi nopțile, nu. Dar a fost vreun moment în viața ta în care ai simțit că nu mai poți și să-ți dorești să renunți la tenis ca să te poți bucura de celelalte lucruri? Nu o să mă bucur de celelalte lucruri, fiindcă mă gândeam că nu o să mai pot să joc tenis din cauza operațiilor pe care le-am avut eu la genunchi, eșuate, și nu din cauza doctorului, pur și simplu nu a fost să fie. Și în momentele acelea, sincer, am crezut că nu o să mai pot să joc tenis niciodată. De-aia am și început cursurile doctorat, de-aia m-am apucat de doctorat, pentru că mă gândeam că o să mă ajute la CV și mă gândeam că nu mai am nicio șansă să joc tenis și nu știam ce să mai fac. Și pentru mine era foarte depresiv să te gândești că renunți la un sport pe care l-ai început de mică și ți-ai sacrificat tot doar din cauza unor accidentări. Cred, și eram într-un impas, mă gândeam ce fac, așa dintr-o dată, ce o să fac, că noi sportivii suntem puțin câteodată așa priviți în afară, nu prea ne putem integra atât de bine în societatea aceasta după ce terminăm cariera sportivă, că e mai greu, nu ai experiență în anumite domenii și nu știu ce fac, mulți nu își urmează o facultate, unii nu termină nici măcar liceul și e mai greu. Și de asta eu am vrut să fac cât pot de mult, ca să știu că am capacitatea să pot avea, știu eu, un job mai bun în cazul în care... Cine este Michi Buzărnescu în afara terenului de tenis? Sunt o persoană foarte prietenoasă și spontană, care mereu e deschisă pentru comunicare, pentru relaționare, socializare, adică îmi place să fiu alături de persoane dragi. Nu sunt o persoană căreia îi place singurătatea, sincer. Este adevărat că ești pasionată de modă și îți plac mașinile foarte mult? Da. Te-am vedea pe ea că este pasionată de modă, s-a plecat atât de frumos astăzi. Ești super. Mi se pare foarte interesantă și pasiunea ei pentru mașini. Da, clar. Pentru haine o am pe Diana Caramaci, care se ocupă de vestimentația mea și îmi face toate ținutele mereu și mă bucur mult că ne potrivim foarte bine și îmi plac foarte mult ținutele. Iar de mașini de mică eram pasionată. Mereu îmi zicea tata: măi, tata, parcă ești băiat, îți plac mașinile. Eu mergeam cu el în drum spre grădiniță și uite, asta era, nu știu, 3 ani, BMW, Mercedes. Și tu am urmă. Deci ai pe toată, da. Ai putere, turbină. Am zis că tot timpul mi-au plăcut. Adică am avut mașini, sau am încercat acum de curând să am mașini cu mai mulți cai putere. Și apropo de mașini, știm că unele mașini sunt foarte scumpe. Cum ți-ai investit banii câștigați din tenis? În primul rând, pentru mine, investiția în mașini nu este o investiție bună. Niciodată n-aș investi în mașini noi când mi le achiziționez. Ca investiții, în general, sunt cele imobiliare, cele pe care le ai ca și anumite investiții în bancă. Și, da, imobiliare, proprietăți, cam astea sunt momentan. Încă mai vreau să joc, să mai... în continui cariera și după ce mă las să văd exact ce o să fac. Dar cam astea sunt, să fie niște venituri pasive, să nu te stresezi foarte mult și să-ți vezi de treaba și ta. Și dacă ar fi să te întrebăm care este cea mai mare ambiție a ta acum, care ar fi? Păi, cea mai mare ambiție ar fi să revin în top 100 mondial, top 50 mondial chiar. Și să... asta ar însemna să fiu departe de accidentă, ținută departe de accidentă, pentru că în sport, nu, dacă ești accidentat, te dă peste cap și îți ieși din rind total. Pentru mine asta contează cel mai mult acum, cariera. Nu mai am foarte mulți ani de jucat, nu mai sunt la 20 de ani, 20 și un pic, și e foarte important să fiu sănătoasă. Deci asta e ambiția mea. Sănătate multă să ai și îți mulțumim mult pentru că ai venit pe la noi. Și mulțumesc pentru clătit, a fost să fie de bine. Și mă bucur că v-am prins astăzi.